Ne-am întors în direct. Finlanda a dat drumul celui mai mare reactor nuclear din Europa după 18 ani de tergiversări. Coincidența face ca apărarea acestuia să vină la o zi după ce Germania și-a închis ultimele sale centrale nucleare. Producția noului reactor va spori securitatea energetică într-o regiune în care Rusia a tăiat sursele de gaz și energie operatorul reactorului se așteaptă ca unitatea să satisfacă aproximativ 14% din cererea de energie electrică a Finlandei, reducând nevoia de importuri din Suedia și Norvegia. Construcția reactorului de 1,6 gigavați a început în 2005. Este prima centrală nucleară nouă din Finlanda în mai bine de patru decenii și prima din Europa în 16 ani. Inițial, unitatea urma să fie deschisă în 2009, dar multiple probleme tehnice au întârziat acest lucru. Prima furnizare de electricitate a reactorului a avut loc în cadrul unui test al rețelei electrice naționale a Finlandei din martie anul trecut. Atunci, companiile care dețin operatorul reactorului se așteptau să înceapă producția obișnuită patru luni mai târziu, dar o serie de defecțiuni și întreruperi care au necesitat luni de zile de reparații au amânat acest moment. Pe de altă parte, Germania tocmai și-a deconectat ultimele sale trei centrale nucleare, punând capăt unui program de șase decenii, care a generat una dintre cele mai puternice mișcări de protest din Europa. Prima centrală nucleară germană construită în Bavaria a furnizat pentru prima dată energie electrică începând din 1961. Acum însă ultimele trei centrale nucleare au ieșit din funcțiune. Berlinul vrea să continue cu planul său de a produce energie electrică regenerabilă complet până în 2035. După ani de amânări, Germania s-a angajat să renunțe definitiv la energia nucleară după accidentul de la Fukushima din 2011, fiind al doilea cel mai grav dezastru nuclear civil din istorie după accidentul de la Cernobâl. Atunci, un cutremur și un tsunami au lovit centrala din Japonia. Renunțarea definitivă a Germaniei la energie nucleară a fost amânată din vara anului trecut până în acest an, după ce invazia rusă în Ucraina a obligat Berlinul să-și oprească importurile de combustibili fosili din Rusia.